O familie cu 4 copii din Franța a ajuns după 2 ani în România, în călătoria sa cu o căruță trasă de măgar spre Palestina. Iar weekendul trecut au ajuns în clisura Dunării, în județul Mehedinți. Cuplu format dintr-o franțuzoică și un palestinian călătorește împreună cu cei 4 copii ai lor. Familia din Franța a ajuns după 2 ani în România. Cei doi părinți au afirmat faptul că încearcă să îi educe pe copii, dându-le o lecție de viață. Noi suntem o familie formată din 6 membri, 4 copii și 2 părinți și călătorim din Franța către Palestina. Ne-a luat 2 ani să ajungem din Franța în România și ne va lua încă 2 ani să ajungem în Palestina. Mergem cu căruța trasă de un măgar. Noi mergem la pas, iar că nu este periculos, merg și ei cu noi. Ne place foarte mult în România. Este foarte primitoare, oamenii ne invită la ei în casă, sunt foarte săritori, generoși, amabili, vor să te ajute. Tinerii și-au luat viața în piept și copiii în brațe și au plecat într-o călătorie inițială prin lume. Familia a pornit din Franța, țara natală a mamei, într-o căruță trasă de un măgar și vor să ajungă până în Palestina, locul unde s-au născut tatăl și unde cei doi soți s-au întâlnit pentru prima dată. Iosuf are 39 de ani și a întâlnit-o pe Matilde pe vremea când ea lucra în domeniul cinematografiei. Originală din Franța, tânăra a prins un proiect peste hotare și de atunci sunt de nedespărțit. După ce au făcut 4 copii, au realizat că rostul vieții e să fii liber, alături de cei dragi. Acesta este și motivul pentru care, acum 2 ani, pe când cel mic dintre copii avea numai un an, au decis să plece într-o călătorie spre Palestina, locul unde s-au cunoscut. N-aveau bani strânși, dar și-au pus toate bagajele într-o căruță la care au înhămat un măgar și au plecat. Din România, drumul lor continuă spre Bulgaria, Turcia, Siria și Iordania.